Bună dragilor și bine ați venit la citirile pentru vineri, pentru ultima zi din acest an, 31 decembrie. Să știți că este o zi intensă, chiar vă invit să ascultați partea de la tarotul zilnic pe Zodi, partea aceea care este de început, analiza taro numerologică, pentru că spun lucruri importante acolo, plus că există o Există o analiză amănunțită, Am da? stați aproape, o să apară și filmările pentru următoarea săptămână, pentru luna ianuarie, dar da, știu că filmarea apare mai târziu, asta pentru cei din comunitate, am explicat în live că nu m-am simțit foarte bine uh, joi, cum s-ar spune, și atunci mi-am luat pauză, pentru că nu, chiar nu eram în stare să scot două vorbe. Bun, dragilor, și vă rog să vă alegeți intuitiv, să știți că s-a rupt ametistul, așa că nu, nu o să-l mai folosesc momentan aștept să-l lipesc. Și avem așa numărul 1 piatra roz, numărul 2 piatra galbenă, numărul 3 piatra verde. Vă rog să alegeți intuitiv, iar dacă sunteți între două numere, puteți să le ascultați pe amândouă, pentru că aveți cu siguranță mesaje importante și de acolo. Puteți să alegeți un număr pentru voi, unul pentru o altă persoană, un număr de dragoste, unul de carieră și așa mai departe, bun și acestea fiind spuse, dați click pe titlu și mai jos vedeți exact numerele și ne vedem acolo. Bine, v-am regăsit dragilor pe cei cu piatra roz. Roșie, mă cum veți voi cum vreți voi să spuneți hai să vedem dragilor. Hopa sunt prea multe cărți, dar eu o zi cu emoții, o zi cu mulțumiri situația 6 de cupe, ce gândiți voi? Cumpătarea, ce simțiți voi? 5 de spade, la baza manifestărilor 10 de spade, în exterior 10 de bâte, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți nebunul, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți justiția, energia generală 8 de spade. Bun, dragilor, pentru voi este o zi în care parcă ori sunteți blocați în trecut, ori e vorba de o persoană din trecut care blochează ceva anume. Poate e vorba de niște frici, de niște temeri, niște lucruri care s-au întâmplat, care se întâmplă. Aici așa se decupe ca și energie generală, să știți că vorbește despre trecut, despre zona copiilor care este activă. Posibil chiar o persoană cu care vă înțelegeți voi bine, o persoană cam ca un suflet pereche. Nu neapărat de dragoste, pentru unii poate fi, pentru unii nu. E un moment în care parcă intrați în contact cu astfel de persoane, persoană cu care vă înțelegeți voi bine, cu care rezonați foarte bine. Ce gândiți voi? Cumpătarea. Cumpătarea vorbește de o împăcare, de o revedere, de un echilibru. Poate chiar e o zi în care vreți să vă revedeți cu cineva anume. De asemenea, e o zi în care parcă vreți să remediați o problemă, să iertați pe cineva, să vindecați ceva anume. Vreți să găsiți un echilibru. În In inima voastră aveți un 5 de spade și asta înseamnă că e ceva care nu vă convine aici, ceva care voi nu știu, o să simțiți ca pe o nedreptate și are legătură cu o noutate care apare în zona persoanelor extrem de apropiate vouă sau un lucru mai nebunesc, mai ieșit din comun, care se întâmplă. Ia să vedem, dragilor. Bun, poate avea legătură cu o senzație așa de nenoroc pe care voi credeți că o aveți și poate avea legătură cu un final, cu o transformare care vizează un bărbat, un bărbat mai șaten, un bărbat așezat, care poate lucrează cu mintea. Um, și pe de aici o transformare, un final. Acum a unii posibil chiar să vă gândiți serios că, nu știu, poate nu sunteți deschiși la schimbările care au apărut sau care apar în jurul vostru. Poate să fie vorba de zona dragostei sau deci, ceva care contează pentru voi foarte mult din punct de vedere emoțional. Acum, unii posibil să fiți și uh, porniți ca să faceți un compromis în această zi de vineri, dar sfatul ar fi să stați ușor liniștiți. De asemenea, e ceva aici care vizează în mod special zona medicală sau o problemă de sănătate a cuiva. 10 de spade la baza manifestărilor voastre vorbește de un final, ceva care se termină. De asemenea, e ceva care ajunge într-un punct. Uh, nu știu, poate e vorba că se termină anul și terminați și voi într-un anumit mod. O discuție în contradictoriu pe care o aveți și care chiar pune capăt unei situații, finalizează ceva anume, ceva care vizează un drum, o schimbare, o mutare, poate ceva care este legat de zona locului de muncă sau de o femeie mai în vârstă, o femeie mai asumată, mai... care știe ce vrea, o femeie care a pierdut ceva. 10 de bâte în exteriorul vostru vorbește despre o zi în care lucrurile sunt mai aglomerate. Acum nu neapărat într-un sens negativ, pur și simplu, poate e o zi în care sunt multe lucruri de făcut. Apar tot felul de elemente clarificatoare aici în jurul vostru, elemente de noutate, de asemenea, poate o zi în care ceilalți sunt destul de ocupați sau cineva are o povară așa în spate aici poate să fie vorba de o femeie. Dacă sunteți bărbat, dacă sunteți femeie atunci să știți că. Faptul că a suferit voi această pierdere sau pur și simplu aveți niște sentimente mai intense, nu neapărat se întâmple ceva, posibil să fie ca o pierdere oficială, ca ceva care nu convine persoanelor din jurul vostru. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți nebunul? Aici aveți persoane foarte curajoase în jurul vostru, persoane care se vor comporta într-un mod cu totul și cu totul diferit și de asemenea, dragilor, putem să discutăm tot aici cu nebunul de o persoană nouă pe care aveți ocazia să o cunoașteți, niște vești, niște noutăți plăcute care apar, noutăți care la fel, nu știu, sunt plăcute pe de o parte, dar pe de altă parte v-am spus eu vizează un bărbat și nu sunt vești extrem de roz, ca să spun așa. Dacă ești și cunoașteți o persoană nouă, ar fi bine să aveți grijă, ca să zic așa, să aveți grijă pentru că e o persoană cu o experiență de viață destul de mare. Sau primiți o veste de la o persoană mai în vârstă referitor la acest personaj și ceva legat de un contract, de o asociere, de o căsătorie care se încheie, de o înțelegere care cade ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți justiția, dragilor, justiția aici vorbește despre faptul că e o zi în care ori zona birocratică vi se activează, dar mi e cam greu să cred că n rvl1 și nu știu cine mai lucrează acum, dar uh, e un moment în care cineva vrea să clarifice ceva anume, cineva vrea dreptate, vrea echilibru, vrea claritate dintr-un anumit punct de vedere. Și poate chiar discutăm de. Poate auziți de o căsătorie, auziți de o înțelegere, auziți de un contract, de ceva care se face, de o bucurie, dar e undeva la distanță de voi. Și tocmai acest aspect vă dă încredere, vă dă curaj, vă echilibrați dintr-un anumit punct de vedere și asta este foarte, foarte bine, dragilor. Parcă auziți de o stabilitate undeva anume. Bun. Este o citire interesantă, vă aștept cu drag și la tarotul zilnic pe Zodii și de asemenea vă invit la filmările pentru această săptămână, încă mai sunt valabile până pe 2 ianuarie inclusiv. Stați aproape, apare și filmarea de weekend și pentru, mă rog, și în trei variante de răspuns o să apară și uh, acea filmare uriașă pe Zodii și stați aproape că mai apar și filmările pentru ianuarie, pentru zodiile restante. Vă urez un la mulți ani călduros și să aveți un an binecuvântat. Bine v-am regăsit pe cei cu piatra galbenă. Să dau cristalele de aici, apoi o să ne încurcăm. Bun, hai să vedem, dragilor, cei cu pietricica da, galbenă. Situația, asul de spade, ce gândiți voi, marea preoteasă, ce simțiți voi, regele de bute la baza manifestărilor 5 de cupe, în exterior roata destinului, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți șapte de cupe, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți nouă de spade, energia generală, justiția. Ba, dragilor, pentru voi eu o zi cu claritate, o zi în care se iau decizii. Justiția vorbește de un moment clarificator, de un moment de dreptate pentru cineva anume. De asemenea, asul de spade aici vorbește de o soluție care se găsește sau de o idee nouă care vă vine, un nou mod de a comunica iarăși cu persoanele apropiate vouă. Este o zi specială, este o zi în care cei mai mulți dintre voi cu siguranță o să reușiți să clarificați un anumit element. Poate chiar e o veste care vine și care vă clarifică. Are legătură cu un final. Poate chiar vreți să împușcați anul, cum s-ar spune. Uh, și e un moment în care îmi parcă lucrurile sunt foarte intense pentru voi din punct de vedere emoțional. O să vă explic imediat. În mintea voastră aveți marea preoteasă care vă spune că e o zi în care sunteți mai secretoși din fire, o zi în care cunoașteți lucrurile la un alt nivel, și o zi în care posibil chiar să aflați niște secrete pentru unii dintre voi. Poate e o zi în care vă mai izolați puțin sau o zi în care nu vreți să comunicați extraordinar de mult. Ce, simte ceilalți ce simțiți voi, regele de bâte? Aici e o zi în care ori aveți în inimă un bărbat foarte plin de viață, pozitiv, care face mișcare, face glume, e ușor mai broșcățel sau mai șaten, e un bărbat activ. Poate pentru, mă rog, pentru unii, da, dar nu-i neapărat de dragoste. Poate fi valabil și pentru domn, ce anume să fie vorba de un prieten. Dar pentru alții dintre voi să știți că e o zi în care o să vreți să negociați foarte intens ceva pentru inima voastră, o să încercați să convingeți pe cineva de ceva anume sau cineva o să încerce să vă convingă pe voi. Ia să vedem ce e cu acest rege de pute aici. Bun, poate avea legătură cu o problemă de sănătate sau cu o persoană care lucrează în zona medicală pentru unii dintre voi. Na, da, și poate discutăm ori de niște investigații de la care așteptați răspuns, ori pentru unii discutăm de niște de un moment în care sunteți voi mai curioși și un moment în care poate trebuie să negociați ceva pentru împlinirea voastră emoțională, pentru împlinirea voastră și materială, de ce nu? E un moment aparte în care unii e posibil chiar să simțiți și o ușoară gelozie. Da? La baza manifestărilor aveți un 5 de cupe, și asta înseamnă că e o zi în care niște elemente se dărâmă, dar ideea este aici să vă uitați spre ceea ce e rămas în picioare, să vă uitați spre ceea ce aveți la îndemână, pentru că aveți resurse. Ia să vedem ce se dărâmă și ce rămâne în picioare. Ia, ce se dărâmă, ce rămâne în picioare, ia, ce se dărâmă, e ceva care vizează o căsătorie, o asociere, un parteneriat, o înțelegere și primiți vești în acest sens. Și în picioare, ia uitați, rămâne un bărbat da? care vă este alături. Dacă sunteți femeie, dacă sunteți bărbat, atunci e vorba de faptul că e un moment în care trebuie să vă gândiți mai mult la voi, la propria persoană, la ceea ce vreți să faceți. Uh, în exterior aveți roata destinului și poate avea legătură cu acest eveniment. Roata destinului vorbește de un eveniment asupra căruia nu prea putem să intervenim și e ceva care mișcă așa sensul vieții noastre. Mergem într-o cu totul și cu totul altă direcție, cum s-ar spune. Hai să vedem despre ce e vorba, că e în general are legătură cu o persoană cu care intrați voi în contact vineri sau are legătură cu persoanele în general din jurul vostru. Un eveniment care vizează mai mulți oameni, poate. Da, exact ce spuneam. E ceva oficial sau ceva care are legătură cu o casă, cu o instituție, da? Ceva de genul acesta. Și aflați niște lucruri. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți șapte de cupe. Aici sunt persoane care sunt foarte. nu știu, au foarte multe iluzii în ceea ce vă privește. Cineva și face tot felul de planuri. Acum, ori voi promiteți ceva cuiva, ori e o persoană aici care vă vede într-o lumină roz și alta nimic. Cineva care își face tot felul de iluzii, tot felul de speranțe în ceea ce vă privește și încearcă să vă vadă într-o lumină mult mai roz decât e cazul. Cineva care și-a făcut niște iluzii referitor la o pierdere, la o pierdere de niște bani, de vorba de a pierde puțin bani. Imposibil să auziți unii dintre voi de un furt sau de ceva care se întâmplă, o nedreptate, ceva care nu, nu convine Unei persoane foarte apropiate vouă, care este așa cu capul în nori, cum s-ar spune Posibil iarăși niște vorbe să nu convină cuiva Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți nouă de spade? Aici văd pe cineva care este destul de stresat sau destul de stresată în ceea ce vă privește, poate chiar persoane mai îndepărtate sau pentru alții dintre voi, chiar discutăm de persoane care stau la distanță, exact, persoane care vă urmăresc, care sunt așa ca niște e inamici, pentru că v-am spus și ia uitați, și sunt și niște minciunele aici. Acum, dragilor, dacă aveți persoane care sunt gică contra, așa, în ziua de vineri, în ceea ce privește și o anumită situație, e bine să vă concentrați pe secretele voastre. Că aveți niște secrete, aveți o cunoaștere, știți niște lucruri care vă ar ajuta mult mai mult decât vă imaginați voi. Cam aceasta este citirea voastră pentru cei de la numărul 2 cu pietricica de culoare galbenă. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă urez un an nou binecuvântat și vă aștept cu drag și la tarotul zilnic pe Zodii, dar și la filmările pe Zodii care apar pe acest canal. Bine v-am regăsit pe cei de la numărul 3 cu piatra verde. Hai să vedem. Situația, diavolul, ce gândiți voi doi de monede, ce simțiți voi doi de bâte la baza manifestărilor valetul de monede în exterior trei de monede, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți cavalerul de uh, regele de spade, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți regele de monede. Energia generală, regina de cupe. Aici la voi e o zi foarte intensă pe zona emoțiilor, dragilor, și o zi în care dependențele emoționale o să fie la ordinea zilei. Parcă toată lumea o să vrea atenție, da? Uh, și e un moment destul de intens, aș spune eu, chiar e un moment uh, în care este foarte indicat să încercați să analizați lucrurile, să nu vă aruncați cu capul înainte. Acum, poate e un moment în care cineva profită foarte mult de o relație de-a voastră sau de o dependență emoțională. Uh, diavolul aici vorbește despre manipulări, despre aparente închisori pe care ni le facem noi și care reprezintă fricile noastre, dependențele și așa mai departe. Zi în care trebuie să aveți grijă pe tot ce înseamnă emoție și rațiune și tot ce înseamnă, nu știu, în special două femei sau două lucruri de care voi sunteți atrași. Uh, hai să vedem despre ce i vorba cu diavolul aici. Bun, are legătură cu niște lucruri care sunt oficiale sau sunt legate de haina de stat. Deci aceste... Sau are legătură cu o persoană care lucrează la stat. Și văd aici tot felul de vești, tot felul de întâlniri da, pe care le auziți. Uh, doi de monede, ce gândiți voi. Aici posibil să nu fiți, pe de o parte să fiți încântați, pe de altă parte să nu fiți încântați atunci când vine vorba de niște lucruri din acestea mai tradiționaliste, mai vechi sau când vine vorba de un bărbat mai conservator. Doi de monede vorbește și despre a te împărți între două situații, două relații, de a încerca să jonglezi, de a încerca să faci mai multe lucruri deodată, de a te juca, de a-ți menține echilibrul. Poate e vorba de o relație, poate, poate e vorba de o asociere, de o căsătorie, de o înțelegere pe care ați făcut-o în general, dar e ceva cu bucurie pentru voi. Cu bucurie și cu venituri destul de copioase sau e ceva care contează mult. În inima voastră este doi de băte și asta înseamnă o așteptare mai mare spre care vă îndreptați. Doi de băte reprezintă iarăși, uh, poate reprezenta și zona străinătății sau zona călătoriilor lungi. Poate chiar primiți vești în acest sens, sau vă faceți tot felul de planuri în ziua de, de vineri, poate pentru anul viitor, pentru un termen mai lung, cum s-ar spune. Și e ceva sfânt, e ca și cum cereți ghidarea divină, e ca și cum vă detașați de niște minciunele, de niște lucruri mai puțin plăcute. Uh, unii e posibil chiar să vedeți binecuvântarea din această așteptare sau din această distanță. Rezultatul final, valetul de monede, dragilor, valetul de monede vorbește aici de un moment în care o persoană care studiază ar putea să aibă un rol important, un rol cheie în ziua de vineri la voi sau pentru alții e vorba chiar de modul în care voi studiați, modul în care analizați lucrurile. Asta ar putea să conteze mult mai mult decât vă imaginați voi. De asemenea, e o zi în care faceți lucruri noi, activități noi sau lucruri din acestea fizice. Bun, mergem mai departe în exterior. Și aveți un 3 de monede. Și asta înseamnă că e un moment de înălțime, posibil chiar un grup de oameni mai restrâns să aibă o importanță mare pentru voi. De asemenea, 3 de monede vorbește de o persoană sigură pe ea, e o persoană asumată, e o persoană în care îi învață pe ceilalți, cum s-ar spune. Poate chiar. Eu o zi în care faceți ceva în grup, nu știu, parcă vă vine cineva de la drum sau vă vin mai multe persoane în casă sau mergeți voi undeva. Da? Și o să fie așa ca o surpriză. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți regele de spade, dragilor? Regele de spade își vorbește de un bărbat mai rece, mai asumat, un bărbat care își face niște planuri, niște strategii. Posibil aceste strategii să le faceți împreună cu niște persoane apropiate vouă. Acum, dragilor, cu diavolul aici, încercați să vă detașați ușor de tot ce înseamnă haină de stat, tot ce înseamnă lucruri oficiale care se întâmplă pentru că vor fi independente, da, vor fi independente de de așa ceva, sau cel puțin nu o să aibă influență uh, pentru unii dintre voi văd aici un bărbat care ori are uniformă, ori e rece, e detașat, e mai viclean din fire, e mai mafiot, cum s-ar spune uh, e un bărbat care are o influență mare aici, care ar, care ar putea să poate să vă ajute în strategiile pe care voi le faceți. Văd persoane mai reci, așa, e ca și cum totul se întâmplă simbolic. Lucrurile sunt reci, se întâmplă lucruri mărunte, dar cu o importanță mare ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți regele de monede. Și asta înseamnă că e o persoană aici care este mai conservatoare, așa cum am spus, și care e posibil să fie ca o bază în toată această jonglare pe care o faceți voi. Iarăși văd aici că e posibil ca persoane din mediul rural, nu știu, să vă dați tot felul de mesaj sau să intrați în contact. Regele de monede vorbește de o persoană mai tipicare din fire, deci posibil să aveți parte de așa ceva, dar e o sau să fie persoane în general mai tipicare, mai conservatoare, care să vă țină în loc ca să zic așa. Totuși văd niște cadouri, niște vești frumoase, vești surpriză pe care le primiți și care vă oferă bucurie uh, în această zi de vineri. Parcă e cineva așa foarte așezat, foarte sigur pe el și vine și vă face o surpriză plăcută. E o persoană care este foarte serioasă, e persoana asumată aici. Bun dragilor, cam aceasta este și citirea voastră pentru cei de la numărul 3 cu piatra verde. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă urez un an nou binecuvântat, cu multă pace, liniște și împlinire și vă aștept cu drag și la tarotul zilnic pe Zodii, dar și la tarotul care uh, apare în fiecare săptămână, la tarotul lunar, stați aproape că apar filmările mai toate. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de vineri, pentru ultima zi din anul 2021. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, îmi cu drag pe toți, aveți o zi de vineri binecuvântată.